Salutare, domnilor! Eu sunt Zanfi de la biletominuzilei.com, iar pentru ziua de miercuri am pregătit un bilet în cotă totală de 2 și 14, format din două evenimente disponibile în oferta celor de la Betano. Începem cu primul duel, respectiv finala Cupei României dintre Corvino Hunedoara și Oțelul Galați, partidă în care mă aștept ca trupa din Galați să câștige trofeul, fiind formația mai valoroasă și cu o experiență mai mare la nivelul lotului, astfel că propunerea mea este Oțelul Galați câștigă trofeul la o cotă de 1.53. A doua recomandare vine din Danemarca, acolo unde numai puțin de 4 echipe se luptă pentru câștigarea titlului, iar în această etapă se întâlnesc ocupantele locurilor 3 și 4, respectiv Brøndby și Nordsjælland, partidă care se anunță destul de spectaculoasă, iar propunerea mea este pe goluri, respectiv GG sau peste 2,5 goluri la o cotă de 1.40. Domnilor, acestea sunt cele două propuneri pentru ziua de miercuri. Ne revedem mâine cu biletul cotă 2 pentru ziua de joi. Vă salut, o zi bună să aveți!